În Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 18, Apostolul Pavel face următoarea afirmație. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Mă opresc aici și parcă îmi vine să mă întreb, oare chiar nimic bun nu este în ființa umană? Pavel continuă și face următoarea precizare, adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Apostolul Pavel sesizează aici o problemă. De multe ori în viață, fac exact ceea ce n-aș vrea să fac. Sunt momente când bârfesc și n-aș vrea să bârfesc. Sunt alte momente când, de fapt, sunt rău și n-aș vrea să fiu rău. Am momente în viață când mă enervez și n-aș vrea să mă enervez. Am momente când, și lista poate să continue, și să pun o mulțime de lucruri pe care nu aș vrea să le fac. Poate că unii dintre voi ați promis de 100 de ori că vă veți lăsa de ceva anume și iarăși v-ați întors la acel ceva. Întrebarea care se ridică aici este cum să mă las de lucrurile care nu vor să mă lase. Există vreo speranță? Răspunsul este da, însă trebuie să căutăm în continuare răspuns aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte de o împrejurare când Hristos vorbește unor oameni religioși și spune următoarele cuvinte: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și ei spun: n-am fost niciodată robi nimănui. Dar Hristos spune: îi vorba de robia păcatului. Și Hristos vorbește de același lucru pe care îl amintea Apostolul Pavel. Și care este soluția pe care o oferă Hristos? Adevărul. Adevărul este cel care te face liber întotdeauna. Dar cum să înțelegem mai concret, mai practic lucrul acesta? Vedeți, în spatele fiecărui lucru greșit pe care îl facem în viață, stă o minciună pe care ne-o șoptește diavolul. De exemplu, în general, orice om știe că nu-i bine să furi. Și totuși, unii aleg să fure. De ce? Pentru că în momentul în care acționează, ei aleg să creadă o minciună. În mintea lor se întâmplă ceva de genul: în general, nu-i bine să furi și nu le place, mai ales când cineva s-ar atinge de ceva ce este a lor. În general, este greșit să furi. Dar, în situația aceasta, dacă o să fur, o să am un avantaj. Pentru mine, o să fie bine de data aceasta, ca excepție. Și un astfel de tipar de minciună stă în spatele fiecărui păcat, fiecărui lucru greșit pe care îl facem în viață. De aceea, soluția pentru a scăpa este să nu mai credem minciunile pe care cel rău le pune în mintea noastră, ci să credem adevărul pe care ni-l prezintă Dumnezeu în cuvânt. Cuvântul este un îndrumar. Deci, pentru ca să te poți lăsa de ceea ce nu te lasă, nu mai crede minciunile pe care diavolul le pune în mintea ta, ci crede adevărul pe care Dumnezeu îl pune în cuvântul lui. Adevărul este un principiu, dar mai mult decât atât. Adevărul este, de fapt, o persoană și trebuie să-l crezi pe Iisus Hristos. Hristos a spus: eu sunt adevărul, calea, adevărul și viața. Așa că această biruință asupra răului și asupra păcatului vine în cadrul unei relații personale cu Domnul Iisus Hristos. Și mai sunt și alte lucruri care ne ajută, dar despre ele data viitoare.